Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni la un episod din seria noastră minunată de Player Unknowns Battlegrounds. Ne-am dat aici aproape del Pozo, adică în mijlocul câmpului, del Pozo, Monte Nuevo, pardon, uite și el Pozo acolo. Mi-am dat în mijlocul câmpului pentru că avionul se ducea fix în direcția aia și o să fie mare nebunia acolo. Holy fuck, nu spune că am găsit deja vestă militară. Ba da, chiar asta s-a întâmplat. Bineînțeles, fraților, înainte de a începe, vreau ca toate persoanele care se uită la acest clip să apese acel buton de like. Haideți să strângem câteva multe like-uri dacă vreți să postăm cât mai multe clipuri din această serie minunată. Doamne, ce mă bucuria, uite ce loot bun. No, și ziceați că nu se găsesc chestii faine, bă. Aolo, stai un pic, că win, nu, ziceați că nu se găsesc chestii faine, oameni buni. Uitați, vestă 3, rucsac 3, momentan. Și aici foarte multe ACP-uri și un vector. Mamă, că încape în vectorul ăsta, uite, și cască de 2. Deci, practic, dacă mai găsesc și armă, gata, mi-am făcut loot-ul. Uite, încă o vestă de 2. Aici ar fi putut luta două persoane, frate. Și sunt fix la marginea cercului. Bun, bă, măcar atât. Ok, hai să vedem ce găsim aici. Încă o vestă de 2. Un shotgun. Destul de multe chestii acum. Băi, jucăm iarăși pe această mapă de deșert. Sincer să fiu, am vrut să mă joc pe mapa cealaltă. Am auzit ceva. Deci am vrut să mă joc pe cealaltă mapă. Nu mai știu cum se numește, Miramar? Nu, asta e Miramar. În fine, Enragel, puii mei, ceva de genul. Mapa normală, cum ar veni, dar am servitat tot asta din greșeală și am dat start și de-abia când am intrat pe mapă, gen când a început arena, mi-am dat seama, opa, greșit mapa. Nu contează acum, asta chiar nu are importanță. Eu vreau doar să găsesc o armă bună, vă rog frumos, să pot trage la distanță cu ea, că nu pot trage la distanță cu vectorul. Adică, ia uite, înțeleg că îmi dai atașamente, vestă militară de 3, adică vestă militară, că nu poate să fie vestă militară de 2. Dar totuși, știi ce o să fac? O să mă duc puțin tel în afară. Ba nu, uite, mă duc în direcția aia, uite, acolo vreau să mă duc. Păcat că, sau e asta, așa să vedem dacă e acolo, păcat că dacă o să mă vadă unul, nu o să pot încerca să trag și eu un el, o să trebuiască să fug ca ultimul nebun. Măcar, puii mei, win-ul ăsta bag piciorul în ea armă. Dacă aș fi putut să pun un scope pe win-ul acesta, ar fi fost o armă decentă. Bun, hai să luăm la fugă. Zici că suntem la maraton. Gata, direct. Opa. Opa, mamă, ăsta este un maraton cu tras cu pușca după tine, gen. Păi fugi de nevoie, nu de altceva, nu de plăcere. Băga mea și picior, hamă, o armă, un M16, punem 4, un SCAR, până și un AK. Sunt fericit cu orice fel de armă acum, credeți-mă. Hai, maraton direct. Mergem aici și iarăși o luăm la maraton la fugă. Hai că am înțeles. Bă, dar ia stai așa să pun eu flash hider-ul, uite aici. Gata, mă, ne-am pus și flash hider-ul și sper să nu fie cineva acolo pentru că au tras ăștia din direcția aia. Dar nu știu dacă au tras fix din partea aceasta. Vedem acum, no worries. Cred că toată mapa o să fugă. Eu așa o impresie, la cum am început arena, de am luat-o la fugă direct. Cred că așa o să fug toată arta. Vine și avionul. Bun, nu este nimeni aici. Duckbill SG. Hai să luăm întâi căsuțele. Le luăm așa în ordine. Și o să las ușile deschise în caz că vine cineva să se sperie direct. Să nu cotrobăie pe aici. Backpack de 2. Mi se pare mie sau aveam și un backpack de 3 pe care nu l-am luat? Gen, da. Chiar aveam backpack de 3 și am rămas cu backpack-ul de 2. Nu aveam backpack de 3 la început? Sau sunt eu nebun? Ia uite câte chestii găsim noi pentru vectorul ăsta aici. De bun, gata, vectorul, armă principală. Băga mea și picior. Altceva aici, backpack de 1. Bă, măcar backpack de 2, știi? Nu e de 1. Dar dacă rămân fără spațiu, o să mă cam oftic. Bă, urcă-te, mă, ce faci? O, uite și o mașină. Bun. Bine pe mai... Opa, și M4. Bine, măi, băieți, măi. Ia uite aici, M4. Ce bine îmi pare. Stai să iau și pe astea. Compensator, îi pun direct 4X-ul.
Și am primit și un mesaj, stai așa să dau pe silent. Gata, frate. Direct, vedeți? Mamă, ce frumos. Și am evitat practic și conflictul, adică nu m-am bătut cu nimeni și m-am făcut cu un loot super ok. Aici ce era? Shotgun. Așa se face treaba, măi băieți, măi. Măi băieți, măi. În ce parte să mă duc? Hai să mergem către Power Grid, sigur, deci trebuie să fie cineva pe la Power Grid pe acolo. Aici nu mai am ce găsi. Mi-ar mai trebui un vertical foregrip, un grip, pe care nu l-am, bineînțeles. Și un chickpad. Opa. Vedeți voi ce văd eu? Stai că am o idee. Direct cu mașina mă duc și mă duc peste el. Iarăși la maraton, dar acum suntem la maraton cu mașina, ești nebun? Dar mă duc mai prin partea asta. Unde-i verișoare? Unde-i mă, prietena mea? Mi-a zis să fie dus înăuntru. Opa. Dar de unde a aruncat? Nu mă știe oare că s-a aici sau a aruncat înainte? Uite, l-am văzut. Au. Cred că am rupt vesta. Serios, m-a nimerit? Unde e, mă, frate? Mamă, joacă bine, băiat. Uite la acolo, nu mă vede. Nu mai are cască, om. Mamă, deci ce război a fost cu tipul ăsta. Mamă, ne-am bătut pe cinste. Păi acum dacă mai apare unul, ești nebun, ne bate pe toți. Adică, pui mei, care pe toți, că nu prea mai suntem. Dar înțelegeți voi ideea. Deci dacă mai apare unul, gata, s-a terminat. Tactical stock pentru M4. Mamă, avea și chestiuțe cam faine, băiatul acesta. Uite, mi-au tigaie. Extended, da, am compensator, am două compensatori aveam. Holo-ul acesta, optics. Hai să aruncăm niște bandaje. Aici am foarte, foarte multe ACP-uri, frate. Foarte multe ACP-uri. Nu cred că o să ajung să folosesc atâtea ACP-uri. Mi s-a părut că nu l-am auzit pe unul. Păcat că mi-a stricat vesta. Băi, dar bine că l-am omorât. Gata cu maratonul. Sau, mă rog, maraton de ucis oameni. Ia uite, scarel, dar nu am spațiu. Nu am spațiu de gloanțe, dar am destule gloanțe, am 370, hei, nu o să trag niciodată 370 de gloanțe. Frazor, încă o dată nu uitați să dați și voi acolo foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să postăm multe clipuri de PUBG. Stai să mă întorc și vreau să mă duc direct la mașină. Bă, m-am bătut cu ăsta, bă, cred că 5 minute am stat să-l bat pe ăsta. Mamă, și-au început ăștia să dea cu bor mașina. Mulțumesc, mai băieți, vă pup!
Mersi, chiar avea nevoie de o mașină în creier, adică... Cum să nu? Nici nu știu unde să mă duc, sincer. Oh! La dracu mă duc acum. Îmi dau un painkiller. Mamă, m-aș duce... Pot să mor pe piatra aia? Gen pe munte acolo. Acolo m-aș duce, frate. Am optixul. Atenție, am optixul și pot să fac multe chestii cu el. 36 de jucători rămași. Deci optixul poate salva vieți. Dar stai așa, eu pe partea aia trebuie să urc. Că mă uit pe hartă și pe partea aia. Bă, dar greu întoarce mașina. Au făcut un update și se virează mult mai greu mașina. Și când zic mult mai greu, e chiar mult mai greu. Pot să mor pe aici, oare? Opa. Bă, aparent da. Oh, ce tare. Bă, aparent chiar pot să mă urc. Dar nu pot să pun optixul pe M4. Da, hai că am avut și noi optix. Am uitat că nu pot pune optixul de la update pe M4. Bă, teoretic ar trebui să mă lase să-l pun. Adică mama mă zice, este un scope și eu pun scope-ul pe o armă. Ce interesează, pot pune și pe pistol. Știi ce zic? Dacă chiar sunt șmecher. Ia să vedem dacă simt un nade sau ceva, că nu mai am decât un medkit. Băgam aici piciorul în el, medkit. Hei, red dot. Și aruncăm hollow-ul. Cască și vestă de 2. Da, nu, mai bine rămân cu vesta de 3. Chiar dacă vesta de 2 are 220, dacă nu mă înșel. Ceva de genul și... Dincolo se trage. Vesta mea actuală are 166, vesta mea are protecția mai mare. Ia să-mi pun eu compensatorul aici. Rezistența mai mică, dar protecția mai mare, deci... Mă duc pe protecție, că e mai pe tot corpul asta. A, mersi de rezon, băieți. Băga-mi aici picior. Direct în oraș, în Martin mă duc. Martine, stai liniștit, că vine acum. Ia uite, a dat și un drop. Și al doilea drop, nu... Oh! Oh, accident! Băga-mi aia... Opa! Bă, dar am cam ocolit. Dar stai un pic să ocolez de tot, dacă tot ocolez pe aici. Și o luăm și off-road pe aici. Ca băieții aia mari. Și mai bine stau pe aici pe munți, sincer să fiu. De fapt, nu. Gameași. Nu stau foarte bine, dar... Nu cred că e cineva pe aici. 27 de jucători. Rămași în viață. Interesant. Ia să vedem, urcăm sus pe munte. Mamă, dacă aș fi avut un sniper. Mamă, deci dacă aș fi avut un sniper să pun optixul de aici de pe munte. Vai ce le făceam. Eventual un AVM. Să iau un AVM din drop. Și să pun optixul pe AVM, să stau aici pe munte și nebun. Ia uitați cum se vede totul. Băi, e mare rău orașul ăsta, ești nebun. Și e foarte liniște. E foarte liniște. Făcut și o pozică.
Și nu știu dacă să mă duc jos. Sau să rămân aici, gen, mă duce jos într-o clădire aici. Ideea este că sunt în câmp liber. Vine unul, mă vede, poate vine și de la spate, mă omoară direct, știi? Nu știu ce să fac. I don't know what to do. Ia să mă stau un pic aici până când vine albastru. Până când vine albastruiul. Haideți, bă. Apăreți și voi. Că vreau să trag și eu după cineva, că toată arena m-am bătut decât cu unul. Dar bine, lupta aceea cu tipul ăla a fost foarte intensă, adică numai cu el m-am bătut. Mamă, cum s-au de red zone-ul. Sigur este cineva aici, n-are cum să nu fie. Dar stau ca șobolanii prin înăuntru, prin bloculețe. Hai să vedem acum unde se restrânge. Oh, de unde s-a tras? Bă, sunt fix la margine, stau bine, rău. M-aș duce acolo. Sau un bloc ăla, frate. Cred că blocul ăla e cel mai bun și chiar acolo vreau să mă duc. Pentru că de acolo... Oh, fuck. De acolo aș vedea cam totul. Aici știi care e ideea? Că e mai mic, ăla e mai sus, are cu un etaj în plus și... E și mai liber. Terenul, gen, văd mult mai bine de acolo. Asta dacă nu e deja altcineva acolo. Ar fi nașpa să mai fie unul, nu? Și uite cum stau aici la marginea cercului, într-un minut și 20 de secunde vine. Bă, ce faci? Dacă mă uit în altă parte, frate, face altă manevră. Da, e cam lutat. Cred. Sau? Da, e lutat, uite ușa deschisă, bă. Poate sunt prea multe sniper pe aici și au lăsat și băieți un sniper, cerceți. 2x scope, ce dreai să fac cu el. De fapt, cu două etaje mai multe are. Opa, nu vreau. Mamă, cât de bine văd aici. Aha. Și se bat unii în direcția aia, deci o să vină pe aici, cred. Ne aștept ca un nebun. Shotgun. Cam nimic interesant pe aici, din păcate. Quick draw mag de SMG, dar am extended. Cum ar fi să dea drop-ul fix aici, în mijlocul oraș? N-a fost să fie. Mamă, n-am vertical pentru asta, băgam aici piciorul. Auziți și voi? Ia uite. Mamă, cum îmi sare arma pentru că n-am vertical foregrip. Băgam aici piciorul în el. Sau un grip, orice grip, dar eu n-am niciun grip pe M4. Ia uite-l pe ăla acolo.
Și ăla nu e în cerc. Deci ăla trebuie să vină în coadă, dragi prieteni, că el nu e în cerc. Dar cred că nu o să-l omor, având în vedere că îmi sare atât de mult arma. Ia uite, e în clădire, l-am văzut în clădire la geam. O să apară pe aici. Hai frumosule, că ești în albastru. Unde ești frumosule? Frumosule! Unde ești? Bă, dar nu l-am nimerit deloc? Eu nu înțeleg unde s-au dus glanțele astea, mă jur! L-am tras eu prea înainte, prea înapoi, prea nu știu cum. Mă duc pe el, îmi bat piciorul 20 de persoane. Bă, gamea și piciorul m-am enervat, ești de mult? Deci nu înțeleg unde am trimis toate gloanțele. Ia uite, l-am văzut. Și cum ar fi să apară acum lângă mine? Ce avea omul? O, avea mare car. Da, da, da. Car cu supresorul pentru ăsta. Optic super car. Bullet loops de car. Asta n-am nevoie. First aid. Nu mai am spațiu, dragi prieteni. Ajutor. First aid-uri. Compensator. Și cred că ar trebui să iau niște gloanțe. Momentan. Ok. O, bă, pleacă albastru. Deci eu nu cred că pleacă albastru și că n-ajung. Eu nu cred așa ceva. Ba, ajung, dar cu greu. Fuck me. Repede, painkillere. Mamă, nici n-am apucat să lutez cum trebuie pe băiat. Urâtă rău situația. Că am rămas să mă bat cu asta, dar măcar am omorât și măcar am luat un car. Bine că m-am uitat și eu la hartă. Mamă, 16 persoane rămase și scade foarte repede viața. O să trebuiască să mă opresc, să-mi dau un aid kit. Hai că mi-l dau aici, aid kit repede. Ca să intru în teritoriu cu viața plină, că dacă sunt băieții și mă ating o dată, sunt cam mor, știți? Dă-i șpan, hai! Au! Ajung, ești nebun? Haide! E unul în spate. Deci e unul în spatele meu. Uite-l. Sunt peste tot, băieții. M-a luat direct, cu groza, frate! Bă, erau peste tot, mă, nu vine să cred. Locul 14, hai să vedem deathcam-ul. Deci omul a tras drept. S-ar putea să fie avut hack, pentru că toți sunt total mai nou acum. Uitați câtă viață mai avea, deci am dat în el și uitați-vă câtă viață mai avea. Lol, deci nu l-am atins deloc. Și trăgea ăla de la fân. Uitați-vă cât de mulți eram în această zonă. Lol. Oh! Mamă, ce...
Mamă, cum a dat cu groza aia. Zici că nu i-a sărit ținta, bă, ești nebun. Frazor, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să postăm multe clipuri, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo cât de mai multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa.